Strategia parteneriatului de țară a grupului Banca Mondială din următorii 4 ani își propune să susțină guvernul României în lupta contra sărăciei pe calea dezvoltării durabile a veniturilor întregii populații. Strategia este structurată pe 3 mari direcții. Crearea unui sistem de guvernare la nivelul secolului 21, susținerea dezvoltării economice și crearea de locuri de muncă și creșterea nivelului de incluziune socială. PIB-ul României a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani. În anul 2000, produsul intern brut raportat la puterea de cumpărare era de puțin peste 25% din media europeană. În 2011, ajunsese deja la aproape 50%. În perioada 2000-2011, prosperitatea a fost împărtășită. Veniturile gospodăriilor din România au crescut în medie cu 4,8%, comparativ cu 6,9% în rândul gospodăriilor cu cele mai mici venituri. Criza financiară a afectat puternic economia țării, dar semnele revenirii economice din ultimii ani ne dau motive să fim optimiști. PIB-ul a intrat într-o tendință clară de creștere și datorită exporturilor, care au crescut constant. În primul rând, este necesar un sector public capabil să dezvolte și să implementeze strategii pentru prosperitatea economică și dezvoltarea socială. Acest lucru poate fi realizat și folosind mai eficient fondurile structurale disponibile. Banca Mondială va susține în continuare crearea unei administrații publice la nivelul secolului 21 prin proiecte pe mai multe domenii. Creșterea capacității administrative, absorpția eficientă a fondurilor europene, acordarea de împrumuturi pentru finanțarea bugetului, îmbunătățirea sistemului de colectare a taxelor și reforma sistemului de sănătate. În al doilea rând, pentru sporirea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, avem nevoie de un mediu de afaceri mai flexibil, cu mai puțină intervenție directă din partea statului, o mai bună reglementare și acces la credit. România rămâne una dintre țările în care este dificil să faci afaceri, fiind situată pe locul 73 în lume, în urma altor competitori regionali, cum ar fi Bulgaria, Ungaria sau Polonia. Grupul Banca Mondială va susține dezvoltarea economică a României și crearea de locuri de muncă prin consolidarea mediului de afaceri, dezvoltarea pieței de capital și încurajarea unei piețe inclusive și eficiente a forței de muncă. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că prosperitatea este împărtășită și că niciun cetățean nu rămâne în urmă din acest punct de vedere. Sărăcia este în continuare o realitate pentru România, iar programele pentru combaterea ei ar trebui dezvoltate ținând cont de distribuția sa geografică neuniformă. Județele din sudul și estul țării sunt semnificativ mai sărace decât cele din centru și vest. În România, una dintre cele mai afectate categorii de populație sunt romii, iar diferențele se văd încă de la vârste fragede în educație. În cazul romilor, 61% au doar studii primare, 30% au absolvit maximum 10 clase și doar 9% au absolvit liceul. Accesul limitat la educație are consecințe negative semnificative apoi pe piața muncii. Din cauza accesului redus la educație și oportunități, doar o treime din romii din România sunt salariați. Totuși, peste 55% din veniturile romilor provin din muncă. Problemele nu țin doar de geografie și etnie, ci și de gen. Rata de participare pe piața muncii este semnificativ mai mică pentru femei. Doar 56,2% au un loc de muncă față de 71,6% dintre bărbați. Creșterea nivelului de incluziune socială presupune servicii integrate mai bune pentru comunitățile marginalizate în educație, sănătate, protecție socială, infrastructură și piața forței de muncă. Mai mult, Banca Mondială își propune să acorde o atenție sporită inegalităților dintre sexe în general și comunităților marginalizate în particular. Grupul Banca Mondială susține România prin parteneriatul pentru următorii 4 ani pentru o economie puternică de care să beneficieze toți românii.